În perioadele cu temperaturi ridicate extreme, angajatorii au o serie de obligații. Din aceste motive, inspectorii de muncă sunt cu ochii pe ei și zilnic derulează acțiuni de control, atât în municipiu, cât și în mediul rural. Primii care au fost luați la bani mărunți au fost patronii care își desfășoară activitatea în domeniul transportului, agricultură sau în construcții. Cum era de așteptat, au fost depistate și nereguli în rândul afaceriștilor. Majoritatea angajatorilor au respectat prevederile ordonanței de guvern 99/2000, cu anumite excepții, printre care putem menționa neasigurarea cu apă potabilă a celor 2-4 litri pe cap de angajat, nealternarea timpului static cu cel fizic, neasigurarea echipamentului de protecție pe timp canicular. S-a aplicat o amendă la o societate comercială în valoare de 4.000 de roni, deoarece nu a respectat două măsuri din ordonanța de guvern 99. Din dorința de a face cât mai mulți bani, unii angajatori au uitat de lege. Deși termometrele au indicat în ultimele zile temperaturi de peste 37 de grade Celsius, patronii care au angajat personal pentru munca în aer liber nu le-au pus la dispoziția angajaților apă potabilă rece și, cel mai grav, nici echipamente de lucru adecvate. Este vorba în special de muncitorii necalificați care lucrează la firmele de construcții și transporturi. Aceste contoare vor continua pe toată perioada cât va căldură vor fi caniculare și se vor urmări aceleași obiective trasate în ordonanța de guvern 99/2000. Și angajatorul giurgiuvean, care s-a ales cu o amendă de 4.000 de lei pentru deficiențele constatate de inspectori, nu ar fi singurul exemplu. Mai mult, oamenii legii atrag atenția și spun că astfel de verificări vor avea loc zilnic, inclusiv în luna august. Este bine de știut că, potrivit legii 99/2000, patronii trebuie să reducă intensitatea ritmului activităților fizice în rândul muncitorilor, să asigure ventilația la locul de muncă al acestora, să alterneze efortul dinamic cu cel static și să pună la dispoziție cel puțin 2 litri de apă potabilă fiecărui angajat.